Bună, sunt Camelia, prietena ta, și îți urez bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Stând în grădină astăzi cu o carte bună în mână pentru că mă pregătesc să intru în cursul Omul este ceea ce gândește, privesc în jurul meu și observ aceste minunății de flori atât de suave, de delicate, de gingașe și cât de semețe și cât de generoase sunt în același timp, arătându-și frumusețea, oferindu-și parfumul și bucurându-ne sufletul. Și nu m-am putut împiedica să mă gândesc la rolul naturii, la rostul florilor. Tocmai astăzi m-a întrebat un client la cabinet ce rol au florile. Și bună întrebare, au rolul vindecător. Vindecător pentru corpul fizic, pentru că atunci când suntem în natură ne eliberăm și ne încărcăm cu o energie nouă, extraordinar de benefică, care restabilește echilibrele în corpul fizic, ne vindecă sufletește prin emoția și prin bucuria pe care o simțim, prin sensibilitatea pe care o dezvoltă și o stârnește în noi și ne vindecă spiritual și mental. Pentru că ce poate fi mai relaxant decât să stai în natură, cu picioarele goale pe iarbă, să simți pulsul pământului, energia mamei pământ, să privești gingășia florilor și a firelor de iarbă și să simți că ești parte din acest tot extraordinar, minunat, pe care îl ghidează ca un dirijor extraordinar, Bunul Dumnezeu. Dragilor, vă las cu o întrebare acum. Cum ar fi ca și noi oamenii, asemenea acestor flori care nu sunt semănate, ci pur și simplu ele au răsărit întâmplător aici, da? Nu sunt semănate de nimeni, după cum se vede. Ce-ar fi dacă și noi oamenii am înflori și ne-am oferi frumusețea, gingășia, talentele și energia noastră, acele daruri ascunse în noi, în fiecare dintre noi, prin ceea ce facem noi cel mai bine, cum ar fi să ne dăruim aceste daruri și pe noi înșine, tuturor celorlalți, într-un mod necondiționat, prin iubire, prin bunătate, prin iertare și prin acele daruri oferite nouă de Dumnezeu ca și oameni. Vă îmbrățișez cu dragoste și mă bucur că ați fost cu mine la Gânduri cu Tâlc. Pa!